Premieră pentru Republica Moldova. 15 tineri din capitală vor participa la o expediție națională de muzică clasică organizată în sate. Timp de o lună, aceștia vor traversa 1600 de kilometri și vor reflecta 8 subiecte sociale importante pentru Plaiul Natal. Turneul marchează centenarul compozitorului Dinu Lipati, unul dintre cei mai mari pianiști din toate vremurile. Proiectul Lala Play se va desfășura în 12 localități din Republica Moldova. Acesta își propune să ofere muzică clasică și să descopere cele mai pitorești locuri de pe meleagurile natale. Astfel, 9 muzicieni, 5 jurnaliști și organizatorii proiectului vor porni de pe 13 iulie din Chișinău și timp de o lună vor aduce muzica cultă și la sate. Avem multe subiecte, cum ar fi turism nevalorificat, promovarea etnilor și minorităților din Moldova, cum ar fi minoritățile ucrainene, minoritățile de găgăuși, de bulgari, de romi. De asemenea, vrem să reflectăm subiectul persoanelor cu dizabilități. De asemenea, ne propunem să promovăm industria vitivinicolă și potențialul enorm pe care îl avem. Fondatorul proiectului Lala Play, Adriano Marian, a menționat că prin acest proiect vor să promoveze muzica clasică la sate, unde nu s-au desfășurat niciodată astfel de concerte. Avem școala de box din Crimâncuț, prin care vrem să promovăm excelență în educarea tinerilor talente. Ea este acolo. Vrem să mergem la turism nevalorificat, mergem la Cuza Vodă, unde sunt podgorii foarte, foarte productive. Vrem să mergem la Ucraina, mergem la Cinșăuță, unde jumate din sat este etnic ucrainean. Deci așa mai departe. Organizatorii mai au un scop. Să creăm o atmosferă de Viena, de Paris, în aceste locații rurale. Acțiunea se va desfășura în perioada 13-23 iulie. Organizatorii spun că la sfârșitul turneului, spectatorii vor avea parte și de o surpriză. Proiectul Lala Play este integrat în ediția a 7-a concertelor de vară Moldavian National Youth Orchestra, urmând ca până la finele lunii august să fie realizate 20 de evenimente pe ambele maluri ale Prutului și în Germania.